Minora de 12 ani din satul Speia al raionului Anenii Noi, dispărută în apele Nistrului, este căutată în continuare de scafandrieri deja de trei zile. Acțiunile de recuperare a corpului fetei au început încă în seara de 23 februarie, însă până la moment acestea nu au dat niciun rezultat. Lucrările subacvatice continuă și la această oră și au loc la o adâncime de 12 metri pe un perimetru de 150 de metri pătrați. Amintim că în data de 23 februarie, fetița de 12 ani a plecat de acasă la ora 16. Aceasta a decis să meargă cu încă trei amici pe râul Nistru pentru a-și face fotografii. Din nefericire, stratul de gheață subțire nu a rezistat, iar fetița s-a prăbușit în râu sub ochii în groziția amicilor ei. Copiii au chemat ajutoare, iar la scurt timp, la căutarea minorei, au intervenit scafandrierii. Cercetările pe caz, dar și căutările corpului copilei continuă.